Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la Actualitatea Românească! Iată, încep emisiunea de astăzi cu o veste proastă. Este foarte probabil ca în curând să nu mai fie disponibil nici site-ul meritocrația.ro și nici pagina de Facebook meritocrația.ro. Păpușarii lucrează, au început să se sperie, emisiunea noastră a început să-i deranjeze. Asta înseamnă că devenim puternici. Dacă au ajuns să ne interzică pe Facebook, vă dați seama că e groasă treaba. Suntem deja mulți. Deja suntem o echipă, deja suntem puternici. Chiar dacă, iată, mișcarea meritocrată nu poate să prindă rădăcini în toată țara, încă nu avem un sediu central al mișcării meritocrate în fiecare județ din țară. Să nu înțelegeți prin sediu, că aș vrea să avem și noi vreun zgârie nori a la Banca Centrală Europeană la Frankfurt. Să avem și noi un om care acasă la el, în birou, să fie șeful mișcării meritocrate județene, care să organizeze, să cheme oamenii la o întâlnire, la o bere, la o cafea, ceva simbolic. Dar să avem un reprezentant, un șef de mișcare meritocrată în fiecare județ. Ei bine, nu avem. Mă întreabă mulți dintre dumneavoastră când organizăm un congres al mișcării meritocrate. Dragii mei, îl vom organiza atunci când vom avea o reprezentanță a mișcării meritocrate în fiecare județ. Când vom avea filială mișcarea meritocrată în fiecare județ, vom putea strânge destulă lume cât să nu ne facem de rușine la un congres. Asta va însemna, sigur că da, nu sunt pretențios, dar o întâlnire cu 100-150 de reprezentanți ai mișcării meritocrate cu care să putem discuta probleme legate de organizare și de un început de acțiune al mișcării meritocrate. Să trecem de faza asta al tatonării, în care am fost numai cu blablau pe internet, și să trecem la etapa următoare, în care să ne organizăm pe filiale și să creștem în fiecare județ. Eu nu pot decât atât să vă promit. Atunci când vom avea filială în fiecare județ, vom face congresul. Deocamdată aștept oferte de la voi, de la prietenii meritocrației, de la telespectatori, cei ce vor să se implice activ. Pentru că, iată, peste tot în lume, oamenii se trezesc. Oamenii s-au trezit în Bulgaria, s-au trezit în Germania, s-au trezit în Italia, s-au trezit în Cehia, s-au trezit în Slovacia, s-au trezit în Polonia. Deja există în toate aceste țări mișcări. S-au trezit în Grecia, s-au trezit în Spania. În toate aceste țări există deja mișcări puternice antisistem. Există mișcări puternice anti-NATO și UE, care au în medie 15-20% aderenți în rândul țării, populației din țările lor. Acest lucru se întâmplă și în Bulgaria, și în Polonia, și în Cehia, și în Slovacia, și în Italia, și în Spania. De Grecia nu mai vorbesc. E bine, la noi în România, zero. Dar zero total. E bine, am putea noi, mișcarea meritocrată, să preluăm această inițiativă civică, antisistem, de nesupunere față de gangsterii care vor să ne transforme în sclavi, atât cei locali autohtoni, cât și cei mondiali care vor să aducă noua ordine mondială în România, să facă din noi carne de tun și sclavi pe plantații. E bine, dragii mei, sunt semne clare, vă spun, ca emisiunea aceasta să nu mai fie permisă pe Facebook. Meritocrația.ro să dispar. Ce vom face? Vom continua cu site-ul meritocrația.ro, vom posta emisiunea acolo, dar voi, simpatizanții, membrii mișcării meritocrate, nu trebuie să faceți decât un lucru. Ca să nu ne poată ucide aceste satane, luați emisiunea și postați-o la voi pe site. Luați emisiunea și postați-o voi, la voi pe Facebook. Transformați-vă voi în vector de promovare a acestor idei. Trebuie să ne trezim și noi românii. Al naibii treabă, cum de s-a nimerit, domnule? Acest popor să fie cel mai adormit dintre toate popoarele Europei. Până și imnul țării zice, deșteaptă-te, române. Vă dați seama, nicăieri în lumea asta nu se pune problema deșteptării. Numai la noi, la români, s-a pus, se pune, se va pune probabil mereu. Să ne trezim din somn. E bine, asta încerc eu să fac acum. Să trezesc un popor apatic, un popor de adormiți,
Și să fim și noi în rând cu lumea, nu altceva. Dar iată, pe piedicile care ni se pun sunt mari. De ce? Pentru că România reprezintă un punct strategic aici, în coasta Rusiei, la confluența între răsărit și apus. Nu se vrea un popor român treaz. Un popor român doritor de libertate, de independență, de pace. Nu se vrea așa ceva. Mă uit la toate televiziunile, la Antena 3, la B1, la Realitatea. Toate manipulează, toate sunt pro-americane, toate promovează acest ideal al războiului cu Rusia. Văd zi de zi fel de fel de pseudoanaliști care promovează pe toate posturile binefacerile unui război cu Rusia, cât de bine este că ne înarmăm, cât de bine este că provocăm Rusia, cât de bine e că vine armament în România, cât de bine este că avem la deveselul acolo o țintă nucleară, cât de bine este că suntem anti-Rusia și pro-americani. Dragii mei, eu nu pot să fiu anti-Rusia. Eu nu pot să fiu nici anti-America. Nu pot să fiu nici anti-Israel și nici anti-nimic. Pentru că așa e felul meu. Eu nu urăsc și n-am nimic cu nimeni. Sunt doar un om cu un deosebit simț al dreptății. Un om care iubește mai mult decât orice pe lumea asta dreptatea. Sunt pro-român și nu pot să judec strâmb. Nu pot să nu-mi dau seama că România este târâtă astăzi, împotriva voinței ei, pe un drum care o va duce la pierzanie. Nu pot să nu văd că acești păpușari se joacă cu destinul României și a românilor și ne aruncă în gura ursului. Nu pot să nu văd că suntem batjocoriți, că suntem jefuiți. Nu pot să nu văd atâta nedreptate ca cei mai mari criminali de pe această planetă, satanele mondiale, care omoară milioane de cetățeni civili nevinovați peste tot în lumea asta, sub umbrela NATO, îi fac teroriști pe unii care, dacă ar fi să judeci la paritate, este unul la un milion, cred. Păi teroriștii islamici cred că au făcut 20 de victime în ultimii 10 ani. În schimb, teroriștii creștini, dragii mei, ce să vă zic, uitați-vă în școlile, în liceele din America, uitați-vă la cel descrerat de Breivik în Norvegia, numai la astea dacă ne uităm și numai anul ăsta, se strâng sute de victime ale terorismului albilor, creștinilor, și dacă te uiți la islamiști, într-adevăr au și ei descreeraților, dar care fac mult mai puține victime. Să luăm doar strict statistic. Ei bine, nu pot să nu văd aceste adevăruri. Nu pot să nu văd că anul trecut, în vară, în Palestina au fost uciși peste 3.000 de civili, din care mai mult de jumătate copii. Nu pot să nu văd chestiile astea. Cum să-i faci tu teroriști pe palestinieni care n-au omorât în 50 de ani de istorie 3.000 de civili israelieni? Cât ai omorât tu într-o lună. Nu pot să nu văd chestiile astea. Nu pot să nu văd că dacă li s-ar recunoaște palestinienilor statul palestinien așa cum cere toată Europa, cum cere chiar și Barack Obama, ar dispărea conflictul? Ar dispărea motivul pentru care au loc acele atentate descreierate ale arabilor în Israel? Păi sigur că oamenii ăia luptă pentru dreptate, luptă pentru drepturile lor cu armele pe care le au. Ei n-au F-16, n-au tancuri, n-au rachete balistice. Ei au atâta, o grenadă, o mitralieră, aia. Ăstea sunt mijloacele lor. Ăia care bombardează cu avioane F-16 și cu rachete balistice, ăia sunt aducătorii de pace și prosperitate și democrație. În vreme ce ăștia care își apără glia cu mitraliera sau cu grenada se aruncă și ei în aer, ăștia sunt teroriști. Numai că ăștia arab-palestinieni, n-au luat nici o zecime ca număr de victime după ei cât au luat israelienii într-o lună. Și eu nu pot să mă fac că nu văd chestiile astea. La fel cum văd că nu mai suportă nici lumea occidentală atâta nedreptate. Că s-au revoltat toți împotriva ceea ce se întâmplă în Israel. Adică Israelul a avut dreptul să-și creeze un stat israelian acolo. Dar palestinienii n-au voie la un stat israel, la un stat palestinian. Nu. Și după aia te miri că ripostează și că organizează fel de fel de acțiuni din astea criminale.
Păi nu vă mai mirați că sunt provocați, că o cer cu lumânarea. Păi dacă o cer cu lumânarea, după aia de ce se plâng? Iar riposta nu mai vorbesc. Total, dar total disproporționat. E bine, chestiile astea le văd. Și dacă le văd, nu înseamnă că sunt filorus. Nu înseamnă că sunt caghebist. Nu înseamnă că sunt bolșevic. Nu sunt nici măcar anti-american. Sunt pur și simplu pro-român și sunt un om care vede dreptatea și interesele țării lui. Asta este tot. Dar am înțeles de la niște postați, este un grup de vreo 5-10 din ăștia, plătiți în mod sigur, cum îi plătea Elena Udrea pe Sorina Matei și pe el alți idioți care mă înjurau pe Nașu TV, sunt câțiva, vreo 5-10 postași din ăștia, pro-americani, pentru care nu există mamă, nu există tată, nu există România. Există doar leafa lor și ceea ce trebuie să facă pentru că își iau această leafă de mizerie, pentru că își câștigă această pâine amară. Și mă acuză că dacă nu sunt pro-american, înseamnă că sunt bolșevic, sunt rusofil. N-ai voie să fii pro-român. Dacă ești pro-român, automat ești filorus. Da, dacă nu vrei război și vrei pace, dacă vrei o Românie neutră, care să nu se amestece în războaie și să nu ne moară copii în război, ești filorus, ești caghebist. Și din cauza asta se cere desființarea paginii de Facebook meritocrația.ro. Și iată, cu succes. Cu succes, dragii mei. De-aia vă spun, atunci când veți vedea că nu mai există meritocrația.ro, intrați pe site, pe meritocrația.ro, și nu numai atunci, de acum, luați emisiunea și postați-o la voi pe Facebook. Să devenim 1.000.000 de Primo Laurențiu. Pentru că vă spun sincer, încep să obosesc. Încep să mă simt stingher. Mă lupt singur, de parcă aș fi un Don Quixote. Singur împotriva morilor de vânt. Fac această emisiune, mă zbat, mă agit, încerc să vă deschid ochii. Vă chem alături de mine în mișcarea meritocrată. Nimic. Voi românii, vă uitați la emisiune, simpatizați, trimiteți like-uri, sunteți din ce în ce mai mulți, dar când e vorba de implicare, nu. Nicio șansă de a avea noi în România vreodată aici o Siriza sau un Podemos sau un ceau ăia în Italia, MI5, MI5 sau cum se numește. Nicio șansă. De ce? Pentru că românii sunt spectatori. Românii nu se implică. Ei au alte probleme. Mereu românii au avut alte probleme în istoria asta de 2000 de ani. Niciodată nu a primat interesul de grup, de popor, instinctul de națiune. Este o boală gravă a noastră, a poporului român. N-am fost niciodată o națiune. Am fost un popor, am fost o țară, poate, am fost mai multe țări, dar o națiune, cum sunt ungurii, cum sunt nemții, cum sunt francezii, n-am fost niciodată. Este ceea ce încerc eu să mișc astăzi în această țară. Dar să le răspund celor ce mă înjură pe Facebook că nu sunt pro-american. Să le răspund celor ce mă jignesc toată ziua și pe care, vă spun sincer, i-am interzis, i-am banat pe meritocrația.ro. De ce i-am banat? Se plâng acum. Căci că e încălcarea drepturilor, a libertății de opinie. Măi, maimuțoilor, nu e nicio încălcare a niciunui drept. Voi, maimuțoii, slugile lui George Soros și ale păpușarilor noi ordini mondiale, aveți dreptul să vă spuneți opinia oriunde vreți voi. Puteți să mă înjurați cât vreți pe site-urile voastre și pe alte site-uri și pe alte formuri, dar nu vă permit să mă înjurați în casa mea. Dacă eu mă duc la familia Vasilescu în vizită și înjur la ei în casă, mă dau afară și aia nu înseamnă că nu mi se acordă dreptul la liberă exprimare. Înseamnă că am fost mitocan și am fost dat afară din casă. Exact același lucru fac eu pe pagina mea de Facebook. Dacă mă înjurați și mă jigniți, vă dau afară din casa mea. Nu vă iau dreptul la liberă exprimare. Exprimați-vă unde vreți. Dar nu mă înjurați la mine în casă. Eu v-am primit cu ușile deschise să veniți, să vedeți. Accept și să fiu criticat.
dar nu mă faceți pe mine rusofil, caghebist, bolșevic și așa mai departe, pentru că nu sunt pro-american. Asta ar fi marea mea vină. Într-o lume în care voi vreți ca toți să fie pro-americani, ei bine, eu nu sunt pro-american. Eu prefer să fiu pro-român în lumea asta, să văd interesul poporului meu. Păi de ce nu să ești pro-american, mă întreabă unii? Căci că de-aia ești pro-rus, că nu ești pro-american. Păi vă spun de ce nu sunt pro-american. Chiar am scris un articol, dar am să vi-l citesc aici în emisiune. De ce nu sunt pro-american? Pentru că din pură curiozitate am fost tentat să văd cât de justificat este ștampila de stat războinic pe care unii analiști o pun Statelor Unite ale Americii. În mod nedrept. A nu se confunda gangsterii care conduc Statele Unite cu țara, cu poporul american. Dar, pentru că au reușit acești gangsteri mondiali să se insinueze, să se aciuiască, să pună laba, să pună stăpânire pe ceea ce înseamnă Statele Unite, sunt confundați ei, gangsterii, cu poporul american. Cu toate că cei ce au cel mai mult de suferit de pe urma acestui lucru sunt chiar ei, poporul american. Ei bine, plecând de la această idee, am realizat un calendar an de an ce cuprinde războaie purtate de Statele Unite de-a lungul existenței sale și am ajuns la un rezultat uimitor. Dragii mei, Statele Unite ale Americii au fost fondate în urmă cu 317-18 ani. În 1776. Adică în urmă cu 239 de ani. Ei bine, în tot acest răstimp, Statele Unite a fost în război 218 ani din cei 239 de ani calendaristici de existență. Deci din 239 de ani de când există Statele Unite, 218 a fost în război. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât că într-o perioadă de 239 de ani, 91% din timp, Statele Unite au fost în război. Vă imaginați așa ceva? O țară care în 91% din timpul ei ca existență a fost în război. Imaginați-vă, gândiți-vă la România. Asta ar însemna numai pentru ultimii 50 de ani România să fi fost 45 de ani în război. Și totuși asta este adevărul. Pentru cei ce nu cred, vă rog să intrați pe Facebook, pe meritocrația.ro și o să vedeți o listă de la 1776 până astăzi, toate războaiele pe care le-a dus Statele Unite. Toți președinții americani pot fi considerați din punct de vedere tehnic președinți de război, pentru că nu există niciun președinte în istoria Statelor Unite care să nu fi participat la un război. Statele Unite nu a avut în toată existența sa de 239 de ani niciun deceniu fără război. Singura dată când Statele Unite a rezistat, între ghilimele, o perioadă mai lungă de timp fără război, a fost în timpul perioadei izolaționiste a Marii Depresiuni, între 1935 și 1940. Pentru cine nu crede, vă repet, intrați pe Facebook și o să vedeți articolul complet cu lista completă a tuturor războaielor la care a participat Statele Unite, nu la care a participat, la care a fost forța activă, represivă, oprimantă în toți acești ani. Păi, dragii mei, să ne mai mirăm atunci că Statele Unite este cea mai prosperă țară de pe planetă? Păi cum să nu fii țară prosperă când ai dus 91% din timpul existențial în război? Și atenție, foarte interesant. Nici unul din aceste războaie nu s-a purtat pe teritoriul Statelor Unite. Toate războaiele au fost de cotropire, de jaf, de amestec în treburile interne ale altor state cu diverse interese. Cu interese de mâna greblă, de luat. Că niciunul dintre războaiele astea nu s-a dus
în scopuri nobile. Chiar dacă de fațadă au existat. Știți că era o modă. Până acum vreo 10-15 ani, ascundeau agresiunile conducătorii Statelor Unite în spatele luptei pentru democrație. Adică, cum ochea o țară că are petrol și n-au pus laba pe petrolul ăla ei, Exxon și Chevron, imediat își dădeau seama, era americanii, că trebuie să implementeze neapărat democrația în acel stat. E bine, și pentru că nu reușeau nici prin corupție, nici prin șantaj, nici prin crimă, se trecea la război. Ca să le ducă democrația. Uite așa le-a dus democrația și la irachieni, și la libieni, și la sirieni, și peste tot. Unde a fost nevoie, acum o să le ducă la ruși. Democrația cu bombe, cu rachete balistice. Ce să faci, tată? E nevoie de democrație mai multă în Rusia. Dacă au gaze și petrol așa de multe, e păcat gazul și petrolul ăla să stea acolo fără democrație. Succesul american e de fapt construit, dragii mei, pe sânge, durere, suferință, sclavagism. Statele Unite este statul simbol al sclavagismului modern. Sclavagismul de secol 18-19 și chiar 20. Statele Unite este statul care a decimat un popor întreg. Indienii americani. Și Statele Unite este statul în care chiar și în secolul 21 negrii sunt căsăpiți pe stradă de către polițiști rasiști fără niciun motiv. Și poate ați mai văzut, din când în când mai scapă câte o știre, în care câte un polițist alb, extremist, rasist, împușcă câte un negrotei care n-are pistol, care nu reprezintă nicio amenințare sau care e cerșetor, dar îl împușcă, că e nervos. Dacă omul e nervos și are pușcă, ce să facă? Îi trage un glonț în smetie negrului. Ei bine, dragii mei, astea se întâmplă azi în Statele Unite. Sclavagismul în Europa avea loc acum 2000 de ani. În Statele Unite, sclavagismul era în floare acum doar 200 de ani. Toată lumea îl arată cu degetul pe Hitler, care a căsăpit un popor întreg de evrei în lagăre de concentrare, milioane de evrei. Dar nu aud pe nimeni să arate cu degetul la americani care au făcut același lucru cu indienii. Numai departe de acum 100-200 de ani. Nu. Vedeți? Lipsa asta de dreptate, de bun simț. Bă, măcar ai bun simț. Că ai mâinile pătate de sânge. Toate războaiele duse de Statele Unite au fost războaie duse în afara teritoriului SUA, au fost războaie în scop de jaf, de cotropire, soldate cu milioane de morți, civili, femei, copii și bătrâni. Nu credeți? Uitați-vă, nu vă uitați departe. Uitați-vă numai aici, uitați-vă în Serbia. Uitați-vă în Ucraina. Ucraina, care nu este altceva decât rezultatul operei diplomatice a doamnei Victoria Nuland, soția domnului Kagan, unul dintre cei mai cunoscuți, renumiți neoconi ai Statelor Unite. Să vă mai spun despre Irak, despre Afganistan, despre Libia, despre Siria? Să vă spun despre statul islamic, care nu este altceva decât opera lor? Știe deja toată lumea că statul islamic este creația americanilor? Că John McCain acum 3-4 ani se pupa cu șeful statului islamic și că îi trimitea bani și armament? De ce? Ca să-l dea jos pe Bashar al-Assad. Pe Bashar al-Assad, da, că trebuia dat jos. Că Bashar al-Assad nu vroia să lase partea ce îi se cuvine Siriei din Leviatan, să-l lase firmelor cum se cade să îl exploateze. Cu redevență zero, așa cum exploatează și în România. E pentru că nu vroia să înțeleagă cât de important este acest lucru, iată, a luat naștere statul islamic. Finanțat, organizat de către neoconii americani. Dragii mei, să mergem mai departe ca să înțelegeți de ce nu pot fi pro-american. Statele Unite este singurul stat din lume care a utilizat vreodată bomba atomică împotriva civililor.
fără niciun rost. Vă spune asta un om care cunoaște foarte bine istorie. Fără niciun rost, într-un moment în care soarta războiului era decisă, iar acele bombe aruncate la Nagasaki și la Hiroshima n-au avut absolut niciun rost. Au fost crime împotriva umanității. I-a judecat cineva pe american pentru acele crime împotriva umanității? Pentru acele acte barbare de terorism internațional? Nu. Oamenii au experimentat. Aveau o jucărie nouă și s-au jucat cu ea. Au experimentat-o. Ce dacă au murit vreo 50.000 de japonezi? Nevinovați. Femei, copii care n-aveau nicio treabă. Se bucurau că s-a terminat războiul. Pentru că războiul era deja terminat. Dar trebuia experimentată bomba aia, că era o jucărie faină. Ei bine, asta s-a întâmplat, dragii mei. În urmă, cu doar 70 de ani. Asta este istorie modernă. Nu s-a întâmplat acum 1000 de ani. Nu s-a întâmplat acum 2000 de ani. La fel ca și sclavagismul. Aceste atrocități s-au produs acum. Și sunt rodul celor ce au condus Statele Unite ale Americii. Statele Unite e statul care în secolul 21 a ucis peste 1 milion de civili în Orientul Mijlociu doar în scop de jaf. Ca să le ia petrolul irachienilor, libienilor, sirienilor, afganilor. Sunt realități. S-au întâmplat acum de curând. Statele Unite e statul care în anul 1999 a bombardat o țară europeană, Serbia, în ziua de Paște. Soldații americani scriind pe bombe Happy Easter, adică Paște fericit. Cum e posibil așa ceva? Cum poate să facă un om așa ceva? În ziua de Paște să arunce o bombă cu care omoară 10 de copilași și scrie pe bombă Paște fericit. Și vreți ca eu să fiu pro-american? Și vreți ca eu să iubesc? Dragii mei, să fie fericiți că nu-i urăsc. Nu-i urăsc că nu pot. Dar eu nu pot fi pro-american. Niciodată. Și dacă vă doriți, mai continuăm. Statele Unite este statul care de-a lungul ultimelor decenii a oferit sprijin moral, material și militar necondiționat Israelului în încercarea acestuia de a extermina populația arabă din Palestina. Ultima agresiune armată israeliene împotriva palestinienilor din fâșia Gaza, soldându-se cu peste 3.000 de civili uciși, din care peste 1.200 de copii. Credeți că ar fi putut face acest terorist, acest fascist de Netanyahu, ceea ce a făcut, fără să aibă sprijinul Statelor Unite? Credeți că s-ar fi putut așa ceva? De ce n-a intervenit Statele Unite împotriva Israelului, la fel cum a intervenit împotriva Irakului, pentru a stopa măcelul? S-au mulțumit să-i dojenească, să le spună că nu-i frumos ce fac. Ei sunt autorii morali a acestor crime. Ei, americanii, pentru că ei, dacă și-ar fi luat în serios rolul de polițai al planetei și nu de terorist al planetei, ar fi putut opri acest genocid. Dar vă întreb, ați auzit cumva de Tribunalul Penal Internațional împotriva lui Netanyahu? Ați auzit cumva să fie judecat acest om pentru crime împotriva umanității? Nu. Ați auzit însă de Slobodan Milošević, de Radovan Karadžić? Auziți despre... E propus acum și Vladimir Putin? Toți cei care deranjează și care n-au servit intereselor păpușarilor sunt judecați la Tribunalul Internațional, Penal Internațional, pentru crime împotriva umanității. Dar nici nu se pune problema în cazul lui Netanyahu. Netanyahu n-a făcut decât să bombardeze câteva școli în care aflu de la câțiva telespectatori israelieni, da, aflu de la ei, de la telespectatori, pentru că se pare că am mulți prieteni și în Israel, aflu că este îndreptățită bombardarea acelor școli din Palestina și omorârea acelor copii, pentru că copiii țineau rachete în bănci. Erau rachete de croazieră în băncile copiilor. Și sigur că da, o bombă a fost aruncată ca să distrugă
rachetele de croazieră și rachetele de croazieră au explodat și odată cu ele a explodat, dar din cauza rachetelor palestiniene a explodat școala. Ce să faci? Dacă au avut ghinion, dacă țineau rachetele în bancă? Păi da. Iată, astea sunt explicațiile cu care suntem prostiți, tâmpiți. Dar atenție, Europa se trezește. Europa astăzi este anti-Netanyahu. Europa nu mai poate fi prostită. Barack Obama își dă seama că se află într-o situație penibilă, că face de rușine țara pe care o reprezintă. Și nu mai poate să fie pe față pro-Israel și pro-Netanyahu. Cu atât mai mult cu cât rușinea statului Israel continuă acum, odată cu alegerile de săptămâna trecută în care l-au reales pe acest Netanyahu, pe această satană, acest simbol al satanei pe pământ. Acest individ vrea doar război, crime, vărsare de sânge. Vrea război cu palestinienii, vrea război cu iranienii, vrea război cu Rusia, vrea război cu toată lumea. Bani se cadă, bugete de înarmare. De ce? Pentru că el este vârful de lance al neoconilor, al păpușarilor. El este cel ce își dorește mai mult decât oricine altcineva, probabil, instaurarea noii ordini mondiale și rărirea populației planetei. Adică suntem cam mulți. Suntem prea mulți, așa zic normele noi ordini mondiale. Suntem 7 miliarde și trebuie să rămânem 700 de milioane. Adică 1 din 10 oameni să rămână. Restul, zeciuială, tată. Asta este, să rămână doar ei. Ăștia aleșii. Ăștia care merită. Noi facem umbră planetei degeaba. Cam asta e optica lor și după aia eu trebuie să eu iubesc. După aia eu trebuie să fiu pro-american. Că așa avea Viorel Muha și tronarul Camelia și pentru că așa vrea Beatrice Stoica și încă vreo 2-3 descreierați. Eu trebuie să iubesc. Păi da, nu pot. Dar asta nu înseamnă că sunt filorus. Să mergem mai departe. Statele Unite este singurul stat de pe planeta asta cărui economie e bazată pe industria de armament, în care, atenție, peste 1 milion de oameni lucrează în industria de armament. Păi vă întreb eu, o țară a cărei economie e bazată pe industria de armament, pe producția de armament, ce fel de țară poate fi aia? Vă dați seama că această țară nu poate să prospere, să aibă creștere economică, decât dacă are creșterea producției de armament. Și ca să continui logica, ca să ai creșterea producției de armament, nu trebuie să ai și consum de armament. Poți să produci ceva în creștere fără să ai consum în creștere. Și atunci nu înseamnă că este principiul de bază a funcționării statului american războiul, crima. E logic. Dacă nu fac război, dacă nu lansează rachete, dacă nu omoară oameni, n-au servici. Rămân 1 milion de oameni fără servici. Scade produsul intern brut. Scade nivelul de trai. Nu o să mai trăiască bine americanul de rând. Pentru că salariul lui, chiria pe care o plătește, mâncarea lui, e strâns legată de producția de armament. Așa e construit acest stat. Este construit în așa fel încât să prospere doar dacă ucide. Doar dacă produce arme de distrugere în masă, doar dacă aduce durere și suferință altora. Ăsta e principiul bunăstării statului american. Și eu trebuie să iubesc. Eu trebuie să fiu pro-american. Nu pot, îmi pare rău. Eu sunt un umanist. Eu sunt un iubitor de pace, de armonie. Eu sunt un om care nu suportă violența. Și cu toate astea, meritocrația.ro este interzisă pentru că este atențiune. Că aici vine culmea ipocriziei. Ci că este site terorist. Așa am fost reclamați. Meritocrația este terorism. Auziți, dragii mei. Asta este chiar incredibil. SUA este statul care cheltuie anual 700 de miliarde de dolari pentru înarmare
și sume nesemnificative pentru cercetări în domeniul cancerului și a eradicării malnutriției. 700 de miliarde de dolari băgați în înarmare. Știți ce înseamnă asta? Aproape de 5 ori bugetul României. Știți ce s-ar putea face cu 700 de miliarde de dolari? Numai cu bugetul pe un an de înarmare a Statelor Unite ar putea fi scăpată toată omenirea de poluare și de foamete. Numai cu bugetul pe un an, atenție, de înarmare. Cât bine s-ar putea face cu acești bani. Și totuși acești bani sunt transformați în arme de distrugere în masă. Și eu trebuie să iubesc. Eu trebuie să fiu pro-american, că așa vrea muha. Da? Trebuie să fim pro-americani. Că ei ne apără. He, dragii mei, ce frumos ne apără. Vreme de 50 de ani, nici Uniunea Sovietică, nici Hrușciov, nici Stalin și nici nimeni n-a avut nicio treabă să agreseze România. Vreme de 70 de ani nimeni nu ne-a întrebat de sănătate, chit că Rusia a fost un imperiu, Uniunea Sovietică era o mare forță. Ei bine, acum, brusc, ne-am dat noi seama, românii, că avem nevoie de baze americane ca să ne apere împotriva Rusiei. Brusc, așa, ne-am dat noi seama că vor rușii să ne ocupe. Și ne-am transformat în țintă pentru rachetele nucleare rusești. Pentru că rusul ce zice? Bă, frate, dacă tu spui rachete la tine și mă ameninți, eu trebuie să mă apăr. Eu trebuie să-mi iau măsuri. Să-ți anihilez forțele, vectorii de atac. Bine, americanoizii promit că ei n-au pistolul pe masă ca să tragă, doar ca să se apere, nu să împuște ei pe altcineva, doar așa, ca să sperie. Dar de ce avem noi nevoie de așa ceva? De ce avem noi nevoie aici în România de război? Ca să apărăm ce? Că ne-au luat tot ei, prietenii americani și occidentali în general, păpușarii ne-au luat tot. Ne-au luat petrolul, ne-au luat gazul, curentul electric, ne-au luat pământurile, pădurile, ne-au luat tot. Ce am mai putea noi să apărăm? Dar și dacă ar veni rușii mâine și ar lua tot, păi ne-ar lua nouă. Păi ne-ar lua nouă petrolul sau le-ar lua păpușarilor? Ne-ar lua nouă gazul sau le-ar lua păpușarilor? Ne-ar lua nouă pădurile sau le-ar lua păpușarilor? Păi ar lua fabricile, uzinele, sunt toate ale lor. Păi ce ne mai deranjează pe noi? Că vin rușii sau americanii? Că americanii au venit și ni le-au luat pe toate. Și le-am dat fără război. Păi dar rușilor de ce să le dăm cu război? Că oricum n-aveam avea nicio șansă să ne opunem. Că România nu se poate opune, indiferent de bugetul de înarmare pe care l-ar avea unei țări ca Rusia. Și mai ales ce interes am avea? Să apărăm ceva ce nu e al nostru. Că eu vă asigur că nu o să vină rușii să vă ia vouă lui Vasilescu și lui Ionescu garsonierele. Nu o să vină să vă ia garsonierele, vă garantez. Da? Noi trebuie să iubim pe americani, nu? Că au venit să ne salveze de ruși. Așa ne prostesc. Așa încearcă aceste lichele, acești lefegii, să ne convingă că trebuie să fim pro-americani. Adică să ne apărăm de Rusia. Ca și cum Rusia ar fi agresat vreodată România, ca și cum Rusia ar fi emis vreo pretenție la România vreodată, ca și cum Rusia ar fi avut vreo treabă cu România. Dragii mei, Statele Unite alocă peste 3 miliarde de dolari luptei împotriva terorismului. Terorismului. Dar atenție, în ultimii 10 ani au murit. Nu au murit. Nici măcar 100 de oameni în atentate așa zis teroriste. Pe de altă parte, sunt alocate sume infime luptei împotriva SIDA, a cancerului, a sărăciei, bol de care mor anual milioane de oameni. Deci pentru o plagă ce ucide, să zicem în medie, 10 oameni pe an, se alocă 3 miliarde de dolari pe an. Pentru niște boli care ucid milioane de oameni anual, se alocă 10%. Cum vi se pare? Cum vi se pare asta? Cât este de umanist? Cât este de drept?
Să aloci lupte împotriva cancerului 200 de milioane și lupte împotriva terorismului care omoară 10 oameni pe an, 3 miliarde. Oare cât este de corect? Cât este de corect din punct de vedere business? Și eu trebuie să iubesc. Terorismul islamic, dragii mei, pentru că asta este ceea ce asta este motivația lor. Terorismul islamic, atenție, terorismul ăla al creștinului deranjează. Terorismul ăla prin care mor 1 milion de copii și femei și bătrâni în Irak ca să le fure petrolul, ăla nu e o problemă, ăla e un terorist fain. Ăla e aducător de democrație. Nu, dar terorismul ăla când sunt împușcați 10 nenorociți care batjocoresc credința islamică fără să li se fi făcut, fără să fi fost provocați vreodată, ei bine, aia sunt periculoși și cei mai mari. Dar sunt periculoși. Deci, terorismul islamic se face vinovat de mult mai puține atentate și crime decât terorismul creștin. Făcând abstracție de crimele săvârșite de NATO împotriva civililor din Orientul Mijlociu și luând în calcul doar atentatele săvârșite în școli, licee și facultăți de către albi creștini, să nu uităm de Breivik, norvegianul care a luat cu el peste 80 de tineri norvegieni. Și ce o să observăm? O să observăm ipocrizia, așa zisului terorism. Deci pentru terorismul islamic care a luat 10 victime în 10 ani, se alocă sume imense. Se face circ mondial. Se strâng toți președinții și merg îmbrăcișați și iau atitudine și... Bun, frumos, foarte bine. Dar pentru că în America e luna și atentatul terorist în școli, licee, facultăți, în care mor zeci de copii nevinovați, nu se mai strâng nici Angela Merkel, nici Klaus Iohannis, nici ăsta, Holland, nici unul nu se mai strânge și nu mai defilează pe străzi. Nu. Se mai întâmplă, nu? Asta e ok. Când ăsta la Breivik omoară 80 de copii de tineri, păi la pușcărie a primit 10 ani de pușcărie cu, atenție, cu bufet suedez, cu televizor în cameră, cu concedii. Când iese, sâmbătă, duminică, se duce acasă, are și el prieteni, are aia, iese la o bere. Se întoarce luni, singur, de bunăvoie. Și după 10 ani e eliberat. Bă, ăsta e terorist model, bă, ăsta e terorist fain, bă. Nu e închis la piele, înțelegeți? E terorist creștin. Ăstea se mai trec cu vederea. În schimb, bestiile alelalte, care au omorât 10 ziariști pentru că făceau desene, e adevărat, jignitoare la adresa unui popor întreg, dar vreau să zic, ăilalți, nici nu li s-a dat șansa de a fi prinși vii. S-a mers direct pe ideea să fie măcelăriți, să fie căsăpiți, direct, fără judecată. Vedeți, diferența asta de tratament mă revoltă. Unde e dreptatea? Unde e dreptatea? Un terorist creștin și alb care a omorât 80 de tineri face pușcărie 10 ani cu bufet suedez și cu televizor, cu plasmă în cameră și iese după 10 ani și își vede de viață. Iar ăștia la 10, ăsta la teroristul ăsta care a omorât doar 10 ziariști francezi, sunt măcelăriți, sunt căsăpiți cu mitralierele. Dar de ce diferența asta? E ok? Unde e dreptatea? Dar nu erau la fel de oameni și tinerii aia norvegieni omorâți ca și ziariștii francezi? Dar nu i-am văzut pe Holland, pe Merkel, defilând pe la Oslo, pe străzi. N-am văzut. Iar acest Breivik era, atenție, un rasist. El a făcut ceea ce a făcut, a omorât 80 de tineri norvegieni ca să-i arate ura pe care o poartă islamului. E, când e vorba de ură împotriva islamului, nu mai e așa grav. Atunci este ok, se mai întâmplă, dăm acolo un televizor cu plasmă mai mic în cameră decât normal. Și la bufet suedez nu-i dăm să aleagă între 10 feluri de mâncare, ci doar dintre 9. Și concedii nu-i dăm în fiecare săptămână, ci o dată la 2 săptămâni. Da. Iar pușcărie
10 ani, că mai mult nu se poate, că așa este în societatea asta umanistă, nu? Că e o societate umanistă, societatea occidentală. Da. Dragii mei, iată numai câteva motive pentru care nu pot fi pro-american și nu voi fi niciodată. La fel cum nu sunt nici pro-rus și nu voi fi niciodată, pentru că dacă stau să caut la ruși, găsesc și la ruși. De ce am căutat pentru americani, veți zice, și nu și pentru ruși? Pentru că nimeni nu m-a acuzat că n-aș fi pro-rus. Am fost acuzat că de ce nu sunt pro-american. Ei bine, am răspuns la întrebare. Dacă cineva m-ar fi acuzat, primul, de ce nu ești pro-rus, atunci aș fi făcut încă un text prin care să arăt de ce nu pot fi nici pro-rus. Dacă cineva vreodată o să mă întrebe, primul, de ce nu ești pro-rus, o să fac un astfel de articol legat și de Rusia. Ei bine, dragii mei, nu pot fi nici pro-rus, nici pro-american. Nu pot fi decât pro-român. Un popor blând, pașnic și bun, iubitor de dreptate și iubitor de pace și liniște. Din păcate, aceste calități, din punctul meu de vedere, sunt batjocorite. Și nu mă doare atât de mult că sunt batjocorite de păpușari, de către străini, de către niște oameni ce n-au nimic în comun cu sângele românesc. Mă doare când sunt atacat de către români. E drept că niște ticăloși de români. E drept că poate nici n-au sânge de român în ei. E drept că toți ăștia care mă acuză că vreau pace, că nu vreau război în România, e drept că nici unul din ei nu trăiește în România. Foarte interesant. Am intrat pe paginile lor de Facebook. Toți trăiesc în America sau în Occident, în orice caz. Toți sunt mari pro-americani pentru că trăiesc în America. Au uitat să fie pro-români. Cum au plecat din țară, au devenit pro-americani. Au devenit, ei sunt americani, dacă îi întrebi. Bine, mă, sunteți ce vreți. Pe mine nu mă deranjează. Nu o să intru niciodată pe paginile voastre de Facebook să vă înjur, să vă jignesc că de ce sunteți pro-americani. Nu mă interesează, fiți ce vreți. Dar lăsați-mă și pe mine în pace. Nu mai îmi dați telefoane de amenințări cu moartea. Nu mai cereți interzicerea meritocrației pe motiv că ar fi terorism. Vedeți-vă voi de treaba voastră și dacă nu vă place emisiunea mea și părerea mea, nu vă uitați, măi, papagalilor, măi, nesimțiților, în lumea asta ai posibilitatea de a opta, de a alege. Nu-ți place de primul, nu-ți place actualitatea românească, nu-ți place ce spune. Nu te mai uita, mă, dar nu veni să înjuri. Și după aia te revolți că de ce ți-am interzis accesul în casa mea. Dragii mei, a fost o emisiune dedicată subiectului acesta pentru că am vrut să clarific odată pentru totdeauna problema apartenenței mele pro-americane, pro-ruse sau pro-românești. Aceasta este ultima oară când tratez subiectul. Nu voi mai răspunde celor ce mă acuză de fel de fel de apartenențe la spațiul rusesc. Vă spun pentru ultima oară că n-am nicio legătură cu Rusia, nu cunosc niciun cetățean rus, nu sunt simpatizant al Rusiei, sunt un anticomunist, am fost mereu un anticomunist și cu asta am încheiat subiectul. Ne vedem mâine cu actualitatea românească, cu știrile la zi. Acum vă spun ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!